Vă salut! Astăzi avem motocultorul Weima 900. După cum vedeți pe rezervor avem farul. Știți că el din fabrică vine cu far. Am avut o problemă la el, s-a rupt din sudură și s-a smuls și firele de contact de la întrerupător. O să-l desfacem să vedem despre ce este vorba. Intenționez să-l repar dacă pot să-l fac. El venea prins aici undeva pe ghidajul de la coarne, în suportul ăsta. Vom încerca să-l sudăm înapoi pe suport. Aici o să-i punem un șurub, după care încercăm să-i facem prinderea înapoi la fire, la întrerupător, și să vedem dacă mai funcționează. O să-l desfacem, să vedem despre ce este vorba în interiorul lui. Aici avem sistemul de prindere. În acest suport el venea sudat. Cu timpul, de la trepidații și de la atâtea vibrații, s-a dezlipit din sudură. Nu era nicio sudură foarte bine reușită de când a venit din fabrică. Iar aici avem firele de contact care merg către întrerupător. Am dat mai de aproape ca să vă arăt despre ce este vorba. Încercăm să-l desfacem. Să încerc să-l scurtez cât mai mult, să nu fie clipul cât mai lung. Da, exact cum vă spuneam, nu numai că le avem smulse de aici, dar avem și un fir lipsă care pleacă în întrerupător către bec. Becul este bun, știu că lumina, când ultima dată până să mi se smulgă firele. Aici o să-l sudăm, după care o să le lipim firele la loc. O să încercăm să vedem ce reușim să facem. Am reușit să-i scot acest papuc. Ăsta o să fie firul care o să-l înlocuim cu cel vechi care l-am pierdut. O să băgăm firul în papucul ăsta de contact. Ăsta este papucul care face atingere de bec. După care o să-l introducem înapoi în lăcașul lui, în suport aici. După care el va veni lipit de un contact din întrerupător. După care o să lipim de firele care vine din bobina motocultorului, care ne alimentează întrerupătorul, ne alimentează becul. Între timp am demontat întrerupătorul, n-aveam o poziție foarte corectă pentru a-l lipi. O să încercăm acum să vedem dacă poziția ne permite mai bine această lipire. Am terminat cu montarea farului de la motocultor. O treabă părea o treabă destul de simplă, dar mi-a luat ceva timp până când am reușit să-l fac. Plus de asta, suportul acolo de prindere a trebuit să-l sudez. Videoclipul am dat, o să-l dau să meargă cât mai repede pentru că m-am cam lungit cu el. V-am spus, părea o treabă destul de simplă, dar mi-a luat ceva timp, a necesitat ceva timp până când l-am făcut. O să-l pornesc și să vedem dacă am reușit să facem ceva cu el.